Handbalistele slătinene au debutat cu dreptul în divizia A, cu gândul la revenirea pe prima scenă a handbalului românesc. CSM Slatina a obținut o nouă victorie la scor, în urma unui meci alert pe care l-au dominat clar. Sportivele, antrenate de Attila Horvat, s-au impus în deplasare în fața echipei ACS Unirea Dobroiești, la o diferență de 10 goluri. La finalul întâlnirii, tabela de marcaj indica 29-39. Victorie, dar ideea este să vedem exact unde am greșit. Numărul de goluri înscrise de adversară sunt puțin prea multe pentru pretențiile care le avem noi. Dar urmează astea două săptămâni în care încercăm să reglăm lucrurile astea și să ajungem la meciul cu Ploieștiul cu reglajele făcute și să putem să dăm un spectacol pe care Slatina îl merită. În etapa viitoare, CSM Slatina o va întâlni pe teren propriu pe Activ Ploiești. Meciul, considerat derbiul diviziei A, va avea loc pe 8 octombrie.